Zi de mare sărbătoare pentru creștinii ortodoxi, Biserica îi prăznuiește pe Sfinții Apostoli, Petru și Pavel considerați discipolii lui Isus, care au contribuit cel mai mult la răspândirea creștinismului în lume, cei doi apostoli, Petru și Pavel, sunt sărbătoriți împreună pe 29 iunie pentru că au murit în aceeași zi, în anul 67, în timpul prigoanei creștine declanșate de împăratul roman Nero. Își sărbătoresc onomastica în această zi toți cei care poartă numele de Petru și Pavel, dar și derivatele acestora. Petre, Petrișor, Petruț, Petruș, Petrică, Petruța, Petronela, Pavelică, Paul, Paulică, Paulin, Petr Trache, Paula, Petruța, Paulina și altele. Peste 500 de mii de români serbează luni nomastica de Sfinții Apostol Petru și Pavel. Conform statisticii Direcției Naționale de Evidență a Persoanelor, majoritatea oamenilor care poartă numele Sfinților sunt bărbați, mai exact peste 370 de mii, iar restul sunt femei. Se spune că dacă te rogi la Sfinții Apostol Petru și Pavel în această zi sfântă, vei fi ascultat. Tot pe 29 iunie se termină postul ținut în cinstea celor doi apostoli, numit în popor, postul Sfânt Petrului. Se spune că Sfântul Petru guvernează peste ploaie și căldură, având puterea de a arunca grindina pe pământ, atunci când observă că oamenii se îndepărtează de credința în Isus Hristos. Potrivit tradiției populare, acesta apare ca un om obișnuit, având straie țărănești, lucrează pământul și crește vite. Cât despre Sfântul Pavel, se știe că a pornit în trei mari călătorii de-a lungul vieții perioadă în care a scris 14 epistole care se găsesc în Sfânta Scriptură. Acesta a fost ucis din porunca împăratului Nero în anul 67, fiind amintit de Biserica Ortodoxă în același timp cu Sfântul Petru. Cât despre obiceiurile și tradițiile pe care credincioșii le păstrează în această zi de sărbătoare, acestea nu sunt deloc puține la număr, având în vedere că Sfinții Petru și Pavel sunt trecuți în calendarul ortodox cu cruce roșie, este păcat ca în această zi să speli, să coși sau să calci. Femeile nu au voie să lucreze în casă pentru că e vremea când trec elele și strâmbă trupul acestora și tot în această zi nu se lucrează la câmp pentru că este o zi dedicată cinstirii sfinților și odihnei.